acum va răsuna în tot satul. Poate face o tură cu motocicleta prin sat? Hai, eu vă fac și împinge. Aoleu! Da, mă, și le-o dat în cap, ia că aveți. Ce caută mama mea aici? Astăzi cu ce o să ne ocupăm. Sper că Denisca este acasă. Denisca! Denis! Și strigeai, mă, încet. Dar ce? Nu ești singur acasă? Singur, dar papagalul dormea și l-ai trezit. Hai, lasă papagalul. Poate facem o tură cu motocicleta prin sat? Stai să mâncați și ies în drum și vorbim. Nu te-am văzut de săptămână. Ați cumpărat altă motocicletă? Da. O, ce super! Hai să ne plimbăm cu ea. Haide. Și că tot voi aici. Nimic, stăm la vorbă. Da. Da. Ies, luați și săcătări. Ia că aș ne-am plimbat cu motocicleta. De ce? Ce s-a întâmplat? Dar tu și n-ai văzut tata, au venit acasă. Tata n-a să-mi dai voie să ne plimbăm cu motocicleta. Și acum ce facem? Hai, poate să luăm cumva ca nimeni să nu știbă. Nu știu, nu știu. Dacă tata ne prinde, am pârlit-o. Apă, hai să facem așa ca tata tău să nu afle. Cam cum îți închipui tu că noi să o luăm, că noi dacă o pornim, deodată să audă tata? Hai, poate găsim vreo metodă ca să o scoatem și ca să nu facă zgomot. Dar știi, eu am o idee. Dacă o să o putem să împingem din ogradă fără ca să o pornim, poate s-a primis. Da, hai mă răbdi că n-am răbdare. Faci un prim! Gata, cred că ajunge. Hai să pornim, sper că n-ați ne audă tata. Hai pornește odată, că n-ați ne audă nimeni. Sau vrei să o mai împingi? Vieți, dar dacă ne prinde tata, eu îi spun că e ideea ta. Bine, hai pornește. Așa-i. Cum ce fac? Mă pregătesc de mers. Hai, urcă! Cum va răsuna în tot satul. Ești foarte amuzant. Tu ce ai crezut că-ți mergi la volan? Desigur, dar cum altfel? Nu. Eu merg la volan, tu mergi alături. Dacă vrei, bine. Dacă nu, eu mă duc acasă. Da gata, am înțeles. Să înceapă distracția. Da, asta ce-i? Asta e ceea ce trebuie să pui pe cap. Dar dacă nu ne pornim nicăieri. Pe cap? Bine. Hai pe îmbrăcatul, ne pornim? Thank you.
Aoleu, mâna! Aoleu! Dar nu mă doare nimic. Mă doare mâna, de ce ai tras de volan? Păi am vrut și eu! Știi cum, mătru, eu de-am îmi cer scuze că așa s-o primit cu Denisca, că Alex o tras de volan și ea că așa s-o răsturnat ei. Dar eu îmi asum responsabilitatea și a săchit acolo și tot cheltuielile la spital. Vezi că mâna în gips și una alta. Eu cred că ăia scopchii. N-am știut când o luat-o, măcar s-a auzit ceva. Ia mă, și le-a dat în cap, ia că aveți. Hai, hai las, bun. Cred că a și tot ghine. Eu așa cred. Ap și bem câte o bere? Da, deși nu. Și, ți-am zis să nu tragi de volan. Ei, dar cine a știut că noi să ne răsturnăm? Ei, ap tu cum ai crezut? Că tu dacă ați tragi de volan, noi n-a să ne lovim în nimic? Da, și eu am vrut să merg cu motocicleta. Și, te-ai plimbat? Ți-a plăcut? Vezi rezultatul. Scuze, Denis, data viitoare ați trag mai atent. Data viitoare n-ați șib. Bine, hai lasă. Ce a fost, a fost. Poate facem un cerc cu motocicleta? Eu cred că tu glumești. Eu vorbesc cu tine sau cu tufarul acesta? Ce caută mama mea aici? Nu știu. Pa! Și tu și e dat până la mă ce te-a dat? Și cu tine? Eu și i-am dat voie. De cât de oare poate nu-i dai voie? Și minte ați putut voi să aveți lăsați un copil la volan, a? Răspunde! Liniștește-te, că ești la mine o agradă, femeie! Să nu fost copilul tău... Și-o cădat copilul tău la mine. Și-o cădat pe motocicletă. Spune-mi, tu nu vezi că eu e cu mâna ruptă? Și-o cădat. Liniștește-te, că ești o agradă, am uște apuc de floașă. Du-te, prinde nimeni pe aici. Da, dacă am eu pățin ceva, ceva mai grav. Aveți te apuc, nu eu de floașă, dar aveți tărit tot sat așa să te vadă. Ce înseamnă asta? Și chiar nu... Cum poți lași cheile, că eu nu înțeleg și fel de oameni? Ei, iau motociclete, iau mașini, dar lasă cheile acolo la copchii să vadă. Unde-i bărbatul? Dar și ți-i și udă? Că noi suntem avuți, dar voi n-aveți? Și-mi împli prin sat pe jos? Eu îți spun încă o dată, rădi și vorba la copchilul meu? Tare mari probleme să ai. Și nu ne implica, tu nu e bărbatul. Nu ne implica, noi și avem amândouă însă, rezolvăm. Și mântuie. Și sunt și bășiudă, mergeți. Unul merge bărbat cu motocicleta, nici nu vede nici stânga-dreapta, dar tu vii cu mașinica, sparchează drept în fața la magazin, nici nu poți trece după pâine să te duci. Iau-te și fădui, mai uite prin părți că vezi că ai să te închedici într-o zi și ai să chiși pe scările și ele. Tu pentru ce ai venit aici? Să-mi strigi dispoziția? Tu cu și ocazia ai venit, și asta e a femeie, tu nu ești sănătoasă la cap, ce vrei tu de la mine? Ieți, femeie, un gât de aer, că n-am înțeles ce vrei să spui. Ce vrei tu să spui? Liniștește-te! Tu la mine o gradă nu mă liniști. Șcată-ți de treabă. N-ai și mă liniști la mine o gradă. Ieți valiza și culubașă-și acasă. Care culuci și valize? Ești să-i aduc copchilul, să nu iei copchii mai mititei și învață-i, ia calișii într-o zi. Și ascundeți-vă cheile de la mașini, de la motociclete, să nu le vadă copchii. N-ai și spune nie unde să lăs eu cheile și unde să le pun. La mine acasă. Mărș, mă răbde, mă răbde, mărș, mărș, tu ce mă împiești pe mine? Eu la dur... Ia și zi! Ești drăguță! Ia uite la copchiul! Să îmi fărtesc una, că nu mă uit că ești așa pe pușcă! Am o să te dau una la pare să duci! Cartea casă de la mine de o vreodă! Ia uite! Ia uite! Domnul Leon, îți place și bală aici merge? Și fel de plăcere vecinii ăștia în toată ziua gălăzii. Ia că aveți, mai trebuiește vreun film așa la teatru, ia că poftim, îl vieți aici în toată ziulica, nu știu cu femeile este. Doamne ferește, Doamne, chiar și așa, Doamne. Doamne ferește, așa, da. L-am văzut. La mine o agradă când vii, la mine o agradă. Scot amul genere și le-a pusă. Să le scot așa și din scoare. Uite la tine, ți-ai făcut bot și ala botox. Nu, nu i-a făcut botox de unde? Hai, hai acasă, hai. Ia la dăză! Aaaa, mă doare! Hai să te apuc, amuștii!